Să clarificăm, avem nevoie de un specialist și din fericire rezolvăm situația ca de obicei. După mii de zboruri anulate, după o grămadă de probleme, ne-am gândit să-l aducem alături de noi pe avocatul Adrian Cuculis. Bine ai venit la Vorbește Lumea. Mulțumesc și eu pentru invitație, bine v-am găsit. Să clarificăm niște lucruri, domnule avocat, pentru că avem situația asta, sigur, în momentul ăsta generată de ce s-a întâmplat cu compania Blue Air, dar nu este o situație unică, s-a mai întâmplat în trecut. Da, se întâmplă în fiecare zi, printre altele, doar că nu la nivelul ăsta. Când vezi 4.000 de oameni care nu mai au cum să plece de pe, eu știu, din România, au fost probleme și în afara țării, nu e o chestiune sistemică, dar trebuie să știe toată lumea că anulări de zboruri, interdicție de a te îmbarca și întârzieri, asta se întâmplă peste tot, în toată lumea asta. E important că avem legislație care ne ajută în momentul de față. Păi să le luăm pe rând. Cine răspunde de acești oameni ale căror zboruri au fost anulate? Păi teoretic ar trebui să răspundă această companie, vorbim despre Blue Air, dacă nu ne ascundem, și ar trebui să le asigure masă, ar trebui să le asigure cazare peste noapte, doar că aici peste noapte se transformă în niște nopți, și în același timp restituirea contravalorii biletului de avion, despăgubiri de până la 600 de euro. O să le iau imediat și o să le clarific, pentru că probabil că sunt foarte curioși cei de acasă. Dumnezeu, dacă eu am pierdut o zi pe drum, poate n-am mai ajuns să... Uite, am un exemplu foarte clar. O doamnă care pleca să-și înscrie fata la universitate în Marea Britanie, mai ales că știm că ei nu mai sunt în blocul comunitar, și au rămas pe aeroport. Ei trebuiau să zboare din București, au venit cu mașina frumos până în București, din, cred că dacă nu, Statul Mare, ceva de genul ăsta, au făcut o escală cu mașina în București, trebuiau să plece de aici. Și n-au mai plecat nicăieri, au ratat și înscrierea la facultate, că au ratat o serie de lucruri. Complicații viață, mai mari, practic. Deci nu doar cheltuieli pentru încă o noapte de cazare, ci lucruri care au urmări mult mai serioase. Și sunt situații, și știu inclusiv din brasla colegilor mei, trebuiau să plece la niște procese, reprezentăm la CEDO, reprezentăm în fața instituțiilor internaționale, Curtea de Justiție, și n-au mai prins avionul. Adică nu că l-au mai prins, avionul era pe pistă, dar doar că n-a mai plecat. Lor... Și sunt contracte care trebuiau semnate, sunt oameni care plecau, și asta mi se pare de fapt cea mai serioasă situație, când trebuia să pleci, aveai programată o intervenție medicală sau aveai programată... Ceva ce nu suportă amânare sub niciun. Asta e o chestiune absolut cinică, să ții toate avioanele la sol. Bine, acolo e o discuție foarte largă cum s-a ajuns aici. Ideea este că s-a ajuns și sunt 4.000 de oameni până în momentul de față. Doar că mai e o situație. Sunt cei care și-au cumpărat bilete de avion pentru săptămâna viitoare, peste 2 săptămâni, 3 săptămâni, poate pentru... Avem o colegă care are bilete pentru noiembrie. Își ia gândul? Uite, aici rămâne de văzut, pentru că în mod normal compania aeriană are obligația, atunci când preconizează că va avea anulări de zboruri, cu 2 săptămâni înainte să te anunțe. Și evident să-ți propună o altă variantă de bilet dacă mai ești interesat, dacă nu, să-ți restituie valoarea biletului respectiv. Dacă n-au făcut lucrul ăsta și tu te duci în aeroport și prezentați și voi niște imagini acum, a arătat horror pur și simplu aeroportul Otopeni, și asta s-a întâmplat în toată România și pe alte aeroporturi, nu doar aici la noi în țară, bineînțeles că apare acea despăgubire despre care vă povesteam eu mai devreme. Păi așa ajungem la următoarea întrebare. Care sunt exact drepturile călătorilor care au zborurile anulate? Vreau să dau cele trei situații cu care se pot confrunta și nu mă refer doar la situația companiei ăsteia. Refuzul de îmbarcare este, dacă vă vine să credeți, când se supra... este un overbook, de fapt, adică ai o suprarezervare a zborului respectiv. Ne vine să credem sau nu, companiile aeriene licitează. Ok, dacă eu... Da, asta cum se adică întâmplă. Licitează. Spre exemplu, îți vinde ție biletul de avion cu 50 de euro. Da. Și vine Cuculis și spune, nu, eu vreau să merg cu zborul ăla. Ok, bine, dăm 200 de euro, te dă pe tine deoparte și fac licitații. Păi da, te anunță. Practic, ei se numesc voluntari. Voluntarul care preferă să primească, de exemplu, 50 de euro înapoi și să mai primească încă 50 de euro și să spună, ok, eu mă retrag și las pe Cuculis că a plătit 200, okay, și atunci ei fac... Da, ia eu următorul zbor. Exact. Situația asta e. Deci, refuzul la îmbarcare, el se taxează corespunzător cu despăgubiri care pot ajunge, după cum v-am spus, până la 600 de euro, dacă nu sunt voluntari, se înțeleg cu compania. Există situația întârzierii, care dacă depășește 2 ore când vorbim despre zboruri până într-o 1500 de kilometri sau până la 3500 de kilometri, acolo e un punctaj dacă vrei, 250 de euro, 400 de euro maxim, și dacă vorbim despre zboruri peste 3500 de kilometri și sunt întârziate mai mult de 4 ore, atunci vorbim despre despăgubiri de 600 de euro. Dar atenție, că nu asta e tot, adică mai sunt și alte drepturi. Ai dreptul să primești un sandwich, pentru Dumnezeu, că stai acolo atâtea ore în aeroport. Ai dreptul să primești băuturi, da, răcoritoare, apă și așa mai departe. Ai dreptul să dai telefoane, 2 telefoane, ai dreptul să trimiți mesaje, telex, pager, nu cred că mai există pager. Da, și azi era scris regulament. E scris în 90 regulamentul. Bun, deci, nu, uite, apropo că m-ai întrebat, că ai spus, ai ridicat situația asta, regulamentul e funcțional din 2005.
Și vă mai dau încă un hint, cred că e super important. Noi așteptăm de vreo 4 ani de zile să avem un regulament quasi identic pentru transporturile cu CFR-ul. Deci când o să intre asta în vigoare, să te ții atunci despăgubiri și plângeri și așa mai departe. Nu mai întârzie niciun tren. Și, da. Și bineînțeles avem situația care ne interesează pe toți, interesează cea de-a treia situație, când zborul este anulat și atunci dacă e anulat direct din aeroport, exact cum s-a întâmplat cu oamenii aceștia, compania are două variante. Fie plătește despăgubirea care e de la 250 până la 600 de euro, am stabilit deja, restituie și contravaloarea biletului respectiv, asigură și noaptea de cazare și tot ce înseamnă mâncare și în ultimul rând trebuie să-ți pună la dispoziție un zbor alternativ. Noi acum am vorbit de cele trei situații, în a treia se încadrează majoritatea. Mulți s-ar putea să nu-și mai primească banii ăștia dacă compania intră în faliment și se vor înscrie așa la o masă lungă credală care se va termina probabil procesul unde niște ani de zile. Unde se stă la coadă practic pentru recuperare. Dar vă dau exemple din practică. Oamenii nu se limitează la cei maxim 600 de euro și de multe ori au ajuns în instanță și au spus ok, dau nemorale, am plecat cu copilul de un an, mi-a urlat acolo în aeroport de nu știam ce să-i mai fac. N-aveam lapte praf după mine, eram cu o bunică care era în scaunul cu rotile, n-aveam unde să o schimb. Adică sunt atât de multe situații de viață, pentru că de acolo ne desprindem și noi practica, încât nu le poți cuprinde pe toate în discuția asta. Dar fiecare în parte are un drept separat când vine vorba despre anularea zborului. Domnule avocat, suntem în aeroport, se întâmplă ceva, aflăm de o complicație de genul ăsta cu zborul nostru. La cine putem apela pentru informații? Păi ideal ar fi, pentru că majoritatea liniilor, companiilor aeriene au un telefon de urgență. Au, se pare că compania asta și l-a închis. Adică nu mai răspunde nimeni. Păi de acolo. Asta vă și întreb. Și noi unde mai sunăm? Pasul următor, dacă suntem în afara teritoriului României și suntem într-o situație... Uite, vă dau exemplu meu de acum vreo 2 luni de zile. Eram atât de disperat pe aeroportul din Charles de Gaulle pentru că îmi pierduseră bagajul și aveam acolo la ce n-aveam. Încât am sunat la ambasadă, deci nu pot să găsesc. Deci nu, ajutați-mă! Toată lumea, apropo, dacă vă duceți pe Charles de Gaulle sau în Paris, mă rog, în Franța, să vă pregătiți cu un dicționar dacă nu știți franceză, pentru că oamenii nu înțeleg o boabă de engleză. Asta așa, ca paranteză. Și nu puteam să mă înțeleg cu ei. Și am sunat în disperare de cauză, am sunat pe consulul care era de serviciu și am spus, ajută-mă cu treaba asta. Lua legătura cu poliția de frontieră. Deci s-au deblocat. Autoritățile noastre din afară cel puțin funcționează, nu se închide nimeni telefonul în nas. Într-o situație de genul ăsta nu ai altă variantă. Nu poți să suni la ANPC, că n-au nicio competență acolo, ei au o competență în România. Poți să suni la companie. Sun la companie, dar dacă nu găsești un număr de telefon sau e închis sau e ridicat din furcă... Sunt 4.000 de oameni care sună în același timp. Sau dacă sunt 4.000 de oameni care sună în același timp, eu îi sfătuiesc pe toți care sunt în situații urgente și e o obligație a autorităților noastre din afară să sune la numărul ambasad. De urgență de la consulat, consulat onorific, ambasadă, indiferent ce misiune diplomatică avem. E o situație... Două secunde, Șurubel. E o situație interesantă acum că se pare că vor fi reluate zborurile acestei companii aeriene. Da. Și totuși oameni au suferit deja. Zborurile lor au fost anulate, problemele deja au intervenit. Ce se întâmplă cu acești oameni? Îi sfătuiesc pe toți care au... probabil că toți, pe care îi vedem și acolo pe ecran, să depună, și apropo de treaba asta, au 7 zile la dispoziție, are de fapt compania aeriană 7 zile la dispoziție, să restituie contravaloarea biletului și evident ei trebuiau deja să reruteze zborurile respective, să facă cerere la compania aeriană, 7 zile banii, dacă nu i-au primit, deja pot merge către ANPC. Eu i-a sfătuit prima dată la ANPC și ulterior, dacă nu se rezolvă nici acolo, pentru că ANPC o să dea amenzi și așa mai departe, dar dacă acea companie aeriană despre care vorbeam nu o să pună la dispoziție banii, direct în instanța de judecată, dar după 30 de zile după ce depunem cererea respectivă. Asta e valabil pentru orice zbor anulat? Pentru orice zbor. Oricând ni s-ar întâmpla asta. Oricând. Eu am o situație mai complicată. Am un mesaj care a venit de la Marian și zice, lucrez la o companie low cost, nu vreau să dau nume. Întrebați oamenii care au zborurile anulate ce fel de bilet și-au achiziționat. Pentru că dacă și-au achiziționat biletul de bază, scrie acolo în timp ce faci rezervarea că nu ești despăgubit în cazul unei anulări. Îl salutăm pe, cel care lucrează la low cost. E o singură diferență. Știe el ceva acolo, dar nu știe până la capăt. Să spunem așa, scrisul mic ăla de la finalul biletului n-are niciun fel de importanță. Nu poate să-mi anuleze mie dreptul. Faptul că acea companie își rezervă dreptul să nu mă despăgubească pentru că a fost un bilet low cost. Nu e în puterea lor. Nu, niciun caz. E într-adevăr o excepție în regulamentul european. Dacă ai niște bilete gratuite, atenție, sunt zborurile acestea pentru angajații companiilor respective. Dar nu cred că e cazul. Nu e cazul. Și atunci regulamentul european se aplică la toate zborurile către Uniunea Europeană, dinspre Uniunea Europeană și tot ceea ce înseamnă operator comunitar, adică care are baza într-un
oricare. Pentru că, într-adevăr, pe site-ul scrie, îți iei un bilet de bază și mai există un bilet flexibil sau ceva în genul ăsta care te acoperă, care în, caz de. În caz de. Ai o garanție casco. Ai altceva. Ai casco, e o chestiune suplimentară. Dar tu ai un drept oricum, indiferent ce opțiune alegi. Ți-a anulat obligatoriu. Domnule avocat, mai avem timp de o singură întrebare și trebuie să o adresăm și pe asta. Ce facem dacă această companie aeriană refuză să restituie banii? Eu cred că am făcut un calcul simplu și am mers pe valoarea maximă, 600 de euro cu 4.000 de pasageri, vreo 2.400.000 de euro. Având în vedere găuroiul, că nu mai e gaură, cât au ei de plătit, buget de stat, etc. Părerea mea este că vor fi foarte mulți dintre cei 4.000 sau cine știe câți vor fi realmente, care vor trebui să ajungă în instanța de judecată și dacă această companie ajunge în faliment, insolvență, faliment, vor avea o perioadă lungă de așteptat, dar îi sfătuiesc pe toți, depuneți pe site, pe mail, obligatoriu plângere. Unde? Sunt în situația asta către compania aeriană. Exact, respectivă. Pe mail. Am avut zborul X, atașați biletele de avion și de acolo se știe clar că a fost anulat biletul și cereți compensația respectivă. Mulțumim frumos și, eu. Și oricând o să mai avem situații de genul ăsta o să apelăm cu drag.